N-am ajuns în vârful pandemiei, tot auzim și credem că nu a trecut greul, dar noi am obosit. Vrem să vedem încheiată starea de urgență, vrem să vedem ridicate restricțiile, vrem să ne vedem de viață, așa cum o știam. Dar viața nu va mai fi curând așa cum a fost, iar restricțiile nu pot dispărea dintr-o dată așa cum au apărut. Altfel, epidemia ne va lovi din nou și chiar mai crunt. Este în interesul nostru ca această decizie să fie bine cântărită, ținând cont de punctele noastre tari, dar și de cele slabe, și luând în calcul și ce fac celelalte țări. Uniunea Europeană are în minte acest plan încă de pe vremea când noi aici, în România, nici măcar nu înțelegeam ce înseamnă stare de urgență și restricții. Pentru că revenirea post-coronavirus nu e doar o chestiune de confort, e o chestiune cât se poate de pragmatică și are legătură cu redresarea economică. Ne-o dorim cu toții, dar nu cu orice preț. Când este posibilă? Comisia Europeană explică asta foarte clar. Când numărul de îmbolnăviri a stagnat o perioadă rezonabilă de timp. Când sistemul sanitar a fost din nou pregătit pentru o eventuală nouă situație dramatică. Și când a crescut capacitatea de testare, în așa fel încât orice caz să poată fi identificat înainte de a fi la originea unui focar. Și mai este important ceva. Transparență totală în comunicare. Să știm cu toții cu ce ne confruntăm și de ce să ne păzim. Le avem pe toate acestea? Atunci da. Dacă nu, să nu ne grăbim. Altfel, totul va fi fost degeaba. Găsiți informații exacte despre etapele privind restricțiile și ridicarea lor pe site-ul în limba română al Comisiei Europene, despre coronavirus și pandemie în general, despre relaxarea condițiilor de viață în special. Suntem împreună în asta și contează enorm.